Numele trezorierului PSD, Mircea Drăghici, propus ministru al transporturilor, apare în două dosare penale instrumentate de parchetul general. Informația a fost confirmată de parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru Mediafax.ro. Unul dintre ele ar fi fost deschis după ce în presă au fost publicate informații potrivit cărora trezorierul PSD ar fi folosit în scop personal bani de la partid. Deputatul PSD a reacționat la aceste informații cu o postare pe Facebook. Referitor la informațiile apărute în presă cu privire la un presupus, pus dosar penal deschis pe numele meu la parchetul de pe lângă în alta curte de casație și justiție, precizez că până în prezent nu am fost informat oficial și nu am cunoștință despre existența unei astfel de anchete. În condițiile date există două posibilități. Ori totul este o știre falsă, cum au fost și zvonurile apărute în spațiul public privind modul în care am gestionat banii PSD, ori există o astfel de cercetare și este foarte grav că parchetul de pe lângă în alta curte de casație și justiție pare a avea o agendă politică și dă astfel de informații pe surse chiar în contextul numirii mele în Guvernul României, a scris deputatul pe pagina de socializare. Deputatul a revenit astăzi cu o nouă postare despre ceea ce s-a spus în spațiul public în cazul lui. Vă mai amintiți bancul cu Radio Erevan, care confirma o știre cu precizarea că nu era o mașină, ci o bicicletă și nu i s-a dat, ci i s-a luat? Exact așa e și bancul cu așa zisa anchetă penală pe numele meu. Nu era o anchetă penală, ci doar o verificare, pentru că ancheta nu a început și nu era un dosar pe numele meu, ci doar un dosar în care apărea și numele meu. Așa aștept clarificările cuvenite de la parchetul de pe lângă în alta curte de casație și justiție și mai ales o explicație cu privire la modul în care de la parchet s-au scurs în presă informații legate de aceste verificări, a scris deputatul pe pagina sa de Facebook. Drăghici, care a fost propus ministru al transporturilor, a mai susținut că toate controlele efectuate până acum de autoritatea electorală permanentă au arătat că s-au respectat toate dispozițiile legale în materie în legătură cu modul în care au fost administrate fondurile PSD. Președintele Claus Johannis a până după 1 decembrie luarea unei decizii în privința numirii lui Mircea Drăghici ca ministru al transporturilor.